Lege votată în Parlament. Apă gratuită pentru irigarea culturilor agricole. Modificarea legii irigaților a fost adoptată astăzi la votul final din Camera Deputaților, for decizional privind chestiunile care vizează agricultura. Potrivit noi legiferări care urmează să fie promulgate de către președintele României, costurile pentru apa de irigat vor fi suportate de la bugetul de stat prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare din alocările bugetare pentru Ministerul Agriculturii. E o zi istorică și pentru agricultorii sau fermierii din România, pentru că astăzi în Parlamentul României s-a votat o lege. O lege o nouă lege a irigațiilor, o lege care modifică legea 138 și ordonanța 82, dar ce e foarte important în această lege este că începând de, bineînțeles, eu știu, o săptămână, două, după ce bănuiesc că președintele nu are niciun motiv să nu promulge, după ce va fi promulgată, Agenția Națională de Irigații pune la dispoziția fermiilor apă gratuită la stațiile de punere sub presiune. Și un lucru, iar deosebit de important, este că acolo unde sunt canalele de infrastructură principală care vor fi pline cu apă, pentru că sunt convins că fermierii vor face solicitări de apă, vor putea să, să introducă, eu știu, o pompă, o motopompă, fiecare poate să irige din acel canal, fără să plătească nimic, gratuit. Singura condiție este să, pună în, să depună o cerere către ANIF că solicită apă, pentru că ANIF-ul trebuie să aibă o justificare să să se se umple canalele cu apă. Noua a irigaților a fost adoptată astăzi, 9 mai, în Camera Deputaților, cu 219 voturi pentru, 54 de abțineri și niciun vot împotrivă.